Bună ziua, bine ați venit la Exprim TV. Sunt Daniela Ghețu și vă invit să stăm astăzi de vorbă cu domnul Mihai Coca-Cosma, liderul Alico Pensii Private, companie de administrare a fondurilor de pensii private din România. Bine ați venit la Exprim TV. Bine m-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem cu partea plăcută care se anunță pe curând. Așa cum știm, mai sunt câteva zile și sărbătorim 3 ani de la momentul în care piața fondurilor de pensii private obligatorii a devenit cu adevărat funcțională. Este o sărbătorire în adevăratul sens al cuvântului? Avem motive de bucurie? Da, e o sărbătorire că am reușit să supraviețuim 3 ani. Dar mai în glumă, mai în serios, eu zic că este un moment foarte important, e o sărbătoare. Și asta datorită faptului că cei 3 ani care s-au scurs s-au dovedit faptul că în România există o piață a pensiilor private extrem de bine pusă la punct, o piață concurențială pe care, mai ales pe pilonul 2, acum funcționează 9 administratori, a căror rezultate investiționale, pentru că toată lumea în principal la asta se uită, sunt bune, zic eu, și faptul că pe anul acesta rezultate year to date, cum se numesc, la sfârșitul lunii august sunt undeva la peste 13%, adică sunt două fonduri care au peste 13%, printre care și Alico, în timp ce rezultatele de la începutul și până în prezent sunt undeva la 41% creșterea unității de fond. Eu zic că e un lucru extrem de important, și anume faptul că an de an, timp de 3 ani, într-un condiții ale mediului economic și politic mai ales, administratorii au reușit să facă o treabă bună și să dovedească, pentru că tot timpul trebuie să dovedești, trimestru de trimestru, prin rezultatele care le ai, faptul că peste 5 milioane de participanți vor fi 5 milioane de, zic eu, fericiți viitori pensionari, pentru că la sfârșitul perioadei de acumulare vor avea niște sume interesante în conturile individuale. Și când spun vor avea, cred că a început să devină un ver foarte important, pentru că, după cum vedem chiar și pe pilonul 1, care este pilonul de stat obligatoriu, s-ar putea ca ce ai acum să nu mai ai mâine, sau s-ar putea să ai mult mai puțin sau să nu mai ai deloc. Ceea ce nu este cazul pe piața pensiilor private, este un cont individual în care acumulezi niște active care sunt ale tale. Și aș vrea de asemenea să profit de ocazie să punctez un lucru extrem de important care trebuie punctat și care eu zic că e rolul nostru a tuturor să-l promovăm și să-l susținem, faptul că aceste conturi individuale sunt protejate de 5 garanții. Chiar vreau să ne întoarcem puțin la acest subiect, pentru că, după părerea mea cel puțin, poate că principala diferență între sistemul de pensii private și cel public este acela că există un număr de certitudini cu privire la rezultatul economiilor pe care le faci. Care sunt elementele care dau acest grad de certitudine? Să le trecem din nou în revistă pentru spectatorii noștri. Da. Aș vrea să punctez că, după părerea mea, nu putem compara pilonul 1 cu pilonul 2. Eu știu că pentru a înțelege mai bine cum funcționează pilonul 2 privat, trebuie să te compari cu ceva și te compari cu pilonul 1. Sunt două cu total diferite. Pilonul 2 este un pilon privat, administrat privat, în care fiecare participant are un cont individual, în care se acumulează o sumă de bani care nu poate fi luată înapoi, care nu, deci se o acumulează și este proprietatea lui la sfârșit. Ce garanții? Că tocmai am discutat faptul că pe pilonul 2 există un grad de predictibilitate mult, mult mai mare. Primul rând și cel mai important, gradul de predictibilitate este legat de faptul că atât timp cât contribui, ca timp și ca sumă, tot ce se acumulează acolo e al tău. Spre deosebire de pilonul 1, în care nu contează lucrul ăsta, contează câți oameni muncesc în momentul în care tu ești la pensie și contribui. Deci ăsta este primul lucru foarte important. Cât timp contribui și în funcție de sumele cu care contribui, cu atât își construiești un activ mai interesant. Al doilea lucru foarte important, și deja intrăm în partea de garanții,
este faptul că la maturitate, deci după 20-25 de ani, sumele acumulate în acest cont nu pot fi mai mici decât contribuțiile nete. Deci ai o garanție foarte importantă și anume că la sfârșit iei cel puțin cât ai contribuit. Lucru care în nicio altă parte, niciun alt pilon nu-ți garantează. Doilea lucru, această garanție o ai și în momentul când te transferi. Adică indiferent unde te duci, la ce fond ești, suma pe care o ai, suma pe care o transferi, este minim suma contribuțiilor nete. Al treilea garanție pe care o ai este legată de faptul că un fond de pensii nu poate da faliment. Pentru că activele fondului, banii oamenilor, sunt ținuți într-un cont separat, într-o instituție separată, controlată separat, care este instituția depozitarului. Un lucru foarte, foarte important. A patra garanție, care e iarăși foarte importantă, este faptul că rezultatul investițional pe care tu poți să-l obții trebuie să fie peste un minim al pieței. Și iarăși, lucrul acesta este extrem de important, pentru că administratorii nu pot, un administrator sau doi administratori nu pot investi bani într-un mod diferit, într-un mod complet aiurea față de toată piața. Pentru că dacă începi să investești diferit, automat s-ar putea să ai un rezultat investițional care nu este în media pieței, nu este la un loc cu toată piața. Și penalitățile sunt foarte mari, adică poți să ieși din joc. Deci faptul că ai garanția aceasta a contribuțiilor, faptul că fondul nu poate da faliment, faptul că rezultatul investițional trebuie să fie peste un anumit nivel, sunt niște garanții pe care niciun alt sistem de pensii nu le oferă și constituie ceva, cum să spun, un element în plus, 5 piloni pe care se sprijină activele oamenilor, viitoarea pensie. Deci dacă ar fi să facem așa un ecart, să desenăm un ecart, în cazul cel mai pesimist posibil, atunci când ajungi să ieși la pensie, obții în contul tău cel puțin cât ai contribuit. Da. Da? Sau măcar cât ai contribuit. La limita opusă, în cazul cel mai fericit, dacă și cursul economiei este unul favorabil, poți chiar avea niște economii foarte interesante. Care exact. Să-ți aducă beneficii substanțiale. Foarte multă lume se uită și se gândește și sunt foarte multe discuții referitoare la câți bani o să ai la pensionare. Și asta este o discuție foarte interesantă, pentru că oamenii trec, participanții și chiar nu numai participanții, și cei din partea politică și cei care legiferează și controlează sistemul, trec cu ușurință peste niște lucruri foarte importante pe care niciun alt sistem nu le are. Faptul că ai o contribuție individuală, faptul că ai un cont individual, faptul că nimeni nu se poate atinge de banii tăi. Astea sunt lucruri pe care pe pilonul 1 nu le ai. Pe pilonul de ele. Cât o să ai la pensionare, o să ai maximum din cât acești administratori, care sunt nume mari, cele mai mari din lume în domeniul administrării, pot obține pentru tine, dar nu oricum. Pentru că știți cum e, dacă vrei rezultat investițional mare, îți asumi un risc mare. Vrei un rezultat investițional mai mic, trebuie să asumi un risc mai mic. Deci administratorii și noi, de asemenea cei de la Alico, obiectivul nostru este nu e să obținem cel mai mare rezultat investițional, ci cel mai sigur, care să asigure o creștere stabilă și sustenabilă a valorii contului. Și care e garanția în plus a acestui lucru? Faptul că e o piață concurențială, în care sunt 9 administratori cu nume foarte mari, care concurează între ei acerb. Ați văzut și rezultatele investiționale variază la centimă, la virgulă, 13,01, 13,02. Deci asta arată că nu e ceva întâmplător acest rezultat. Sunt calcule, sunt strategii pentru a obține aceste rezultate și asta e o garanție în plus. Indiferent de ce spun alte instituții, cum că n-ar fi concurență sau că concurența lasă de dorit, eu cred că competiția care există pe piață în acest moment este acerbă și asta se vede prin rezultate. Nimic altceva. Pentru că asta înseamnă o piață liberă, o piață concurențială. Categoric, dacă îmi permiteți, aș mai adăuga că la urma urmei și dumneavoastră ca oameni de afaceri, pentru că administratorii asta sunt,
sunteți direct interesați în aceste rezultate bune, nu numai ca vânzare, dar pentru că prin prisma lor variază și veniturile dumneavoastră din care vă constituiți asta este afacerea. În ultimile luni e o discuție foarte sensibilă, și anume dacă ești om de afaceri, dacă nu ești om de afaceri, adică mediul privat și mediul economic este într-o constantă presiune și într-o constantă, cum să spun, impredictibilitate asupra viitorului sau asupra potențialului de a face business în România. E adevărat, noi suntem companii care suntem orientate în a face profit. Profitul pe care vrem să-l facem este, în primul rând, a ne recupera cele peste 500 de milioane, nu investite de compania mea, dar investiții la nivelul întregii piețe, să nu uităm că s-au adus peste 500 de milioane de euro în capital social în România, să nu uităm că au fost peste 260.000 de agenți care au fost remunerați destul de bine în perioada aderării inițiale și nu în ultimul rând, e foarte important know-how-ul care a fost adus în România, know-how de a administra pensii, de a construi active și de a face o legislație funcțională, know-how care și acesta nu putem să-l cuantificăm acum, dar este cel puțin la fel de important ca și capitalul social care s-a depus. Obiectivul principal pe care îl avem este, și asta este numai în orice societate comercială și de asemenea și la noi la Alico, este de a avea participanți mulțumiți. Acesta este primul lucru care ne interesează, nu profitul. Prim ne interesează și profitul, că nu lucrăm pe gratis. Dar primul lucru care ne interesează, mai ales în pensii, pentru că pensiile nu sunt un produs, deoarece pensiile nu sunt un produs, ele n-au un preț, așa cum se încearcă să demonstra că există un preț și asta este cel al comisionului de administrare. Pensia este ceva cu totul special, este o acumulare de active în vederea pensionării. Deci este o relație pe care administratorii o dezvoltă cu participanții pe termen îndelungat, 20-25 de ani. Dacă nu ești atent ce spui, ce faci, cum te prezinți, ce rezultate, este încrederea participantului o pierzi într-o secundă. Adică poți să muncești 10 ani, să-l ai pe client, să-l ai ca și participant și într-o secundă, printr-o afirmație greșită, printr-o strategie diferită, dacă el și-a pierdut încrederea, l-ai pierdut pentru totdeauna. Pentru că pensia e foarte sensibilă, acumulezi bani pentru pensionare, iar când ești pensionar nu mai ai alternative. Da. Ai banii aia sau nu ai? Nu ai? Ce mai faci? Că nu mai poți să muncești? Deci e o chestie, un business foarte sensibil. Deci în principal ne interesează ca, virgulă, participanții să fie mulțumiți. În al doilea lucru ne interesează ca piața să fie extrem de bine controlată, regulile să fie extrem de clare, regulile să fie extrem de bine respectate, în interes comun, cred eu, mult mai activ decât pe alte piețe. Pentru că orice cuvânt greșit, orice cuvânt rău, orice impresie negativă asupra pieței pensiilor private, afectează întreaga piață. Pentru că oamenii încă nu știu exact, de-abia după 3 ani s-au familiarizat cu numele administratorilor, au fost 18, au rămas 9, mulți și-au schimbat numele și noi ne-am schimbat numele. Percepția importantă, percepția asupra pieței. Percepția. E o piață sigură, e o piață cu garanții, e o piață care funcționează, e o piață serioasă. Nu se fac cine știe ce matrapați lucru. Și în ultimul rând contează profitul pe care, normal, fiecare dintre noi dorește să-l obțină. Ceea ce spuneați puțin mai devreme mi-aduce în minte o altă întrebare. La urma urmei, dacă dumneavoastră sunteți direct interesați în mulțumirea participanților, aici ar trebui, de fapt, să priviți dintr-o perspectivă comună cu statul, care și el însuși ar trebui, cel puțin, să fie direct interesat în mulțumirea participanților, pentru că asta rezolvă o mare problemă socială pe care îl minte cade în sarcina lui. Cum se face, totuși, că și în România și nu numai în România, în ultimii ani, statul de multe ori a acționat, sau clasa politică de multe ori a acționat, parcă exact în sensul opus propriilor interese din acest punct de vedere, punând diverse piedici, diverse frâne, venind cu diverse propuneri de modificări legislative care n-ar face decât să răstoarne complet
mecanismul care a intrat în funcțiune. Vedeți, am o discuție interesantă, ar trebui să definim ce înseamnă stat, cine e stat, cine e de fapt statul, cine decide de fapt în stat și atunci poate vom avea o înțelegere și mai bună. Tot ce vreau să spun este că această reformă a pensiilor private care s-a făcut în România și care continuă și administratorii se vor lupta în continuare pentru a se păstra și respecta legea, nu vrem nimic altceva decât să se respecte legea și ceea ce s-a asumat atunci când a fost publicată această lege, este o schimbare de paradigmă, o schimbare de filozofie extrem de greu de înțeles de către anumiți, de către stat, o anumită parte din stat, și pe lângă faptul că e greu de înțeles, e și mai greu de acceptat. Și anume, faptul că statul nu mai poate, în funcție de interese de moment, și în general ele sunt electorale, este evident, să mute banii, să crească punctul de pensie sau pensia minimă sau alte pârghii pe care le au, în funcție de interese de moment. E statul peste tot în lume, nu numai în România. Poate România e mult mai accentuat acest lucru, datorită crizei prin care trecem. Există acest interes pe termen scurt, această viziune numai pe următorii 2 ani, până la următoarele alegeri. Pensiile private sunt o viziune și un commitment pe termen foarte lung. Pe termen foarte lung. Statul nu e interesat, pentru că de-aia trebuie să definim că în stat sunt și tehnocrați, care înțeleg și știu. Statul înseamnă și politicieni, care poate înțeleg, nu știu sau știu, înțeleg, nu înțeleg sau... Deci e un commitment pe termen lung. Iar această schimbare extrem de importantă de paradigmă este foarte greu de obținut. Poate nu se va putea obține niciodată. Faptul că acești bani sunt în conturile individuale ale oamenilor. Statul continuă să creadă și să se comporte ca și cum acești bani de pe pensiile private sunt într-o altă cămară care tot a statului e. Arată mai bine, are o ușă de termopan pentru că e ceva privat acolo, scrie privat el, dar de fapt intrarea e prin față, dau și eu intrare prin spate, banii tot ai lor sunt. Și atunci există normal tot timpul tendința în funcție de interese, de moment, așa cum am discutat, să deschidem, mai avem niște bani noi puși deoparte sau care putem să nu-i mai dăm, ia să-i folosim pe aia. De acolo intervine acest lucru. În schimb, sunt și țări care, faptul că au mers mai mult timp, au produs rezultate, au văzut că această reformă și acest tip de pensie funcționează și care nu au făcut altceva decât să întărească în continuare și au avut numai beneficii. Adică sunt țări, și Polonia este întotdeauna un exemplu pe care îl discutăm, în care ministrul de finanțe iese și spune, fără să fi dat voie de către prim-ministru, iese și spune, trebuie să ne gândim dacă mai plătim în continuare. Și a doua zi, pentru că acolo sunt mult mai mulți participanți și sunt companii foarte mari și sunt active foarte mari acum, iese prim-ministru și le scuze. Și spune, ne pare rău, probabil că s-a grăbit, probabil că n-a înțeles. Adică în orice țară și în orice stat există oameni care poate n-au citit suficient, n-au înțeles, n-au întrebat sau vor să aibă un avantaj pe termen scurt, de imagine sau financiar. Dar rolul statului adevărat este de a evalua toate aceste lucruri și a decide ce este foarte bine și pe termen lung. Din păcate, criza în care am intrat și criza din România împinge statul, și o înțeleg acest lucru, la decizii de moment pe termen scurt. E ca, așa cum am mai discutat, e ca atunci când îți ia casa foc, nu te mai gândești cu ce stingi focul, că e vaza la lic și că se sparge. Ei acționezi imediat. Primul lucru, vrei să stingi incendiu. Nu chem pompierii, nu chem specialiștii, deschizi geamurile că e fum, dar când deschizi geamul intră aer și focul arde și mai tare. Adică ideea e că atunci când îți ia casa foc, cel mai important e să tragi aer în piept și să chemi în primul rând specialiștii și să-i lași pe ei să se ocupe. Dar normal că e casa ta, vrei să te implici, să poate ești bine intenționat. Nu e, adică chiar vrei să-ți rezolvi. Dar nu te prea pricepi, că incendii n-au fost. Sau cât ai stat în casa aia, n-ai mai avut. Sau cât ai trăit tu, n-a fost un... Așa e și ce se întâmplă cu statul. Noi n-am mai trecut printr-o criză asemănătoare în sistemul capitalism. Am trecut printr-o criză continuă a sistemului comunist. Dar capitalismul e alt tip de criză. Și de aceea e important să
înțelegem ce se întâmplă, să înțelegem că oamenii acționează rapid, vor să stingă incendiu și asta e, când nu te pricepi sau nici nu întrebi sau ți se spune, dar știi tu mai bine, durează mai mult să stingi acest incendiu, mai coboară și la parter, mai suie și pe acoperiș, e dificil. Și atunci normal că când ai nevoie de să stingi incendiu, adică să bani, normal că nu te mai gândești, măi, stai că banii ăștia i-am pus aici pentru cei 5 milioane de participanți. Exact, este foarte greu și eu înțeleg acest lucru. Deci eu nu-l înțeleg. Dar trebuie înțeles că și noi, cei care am investit în această industrie și participanții alături de noi și alături de stat, au acceptat să înceapă cu o contribuție cea mai mică din lume. Deci noi am înțeles cu toții dintr-o dată de la început faptul că e dificil și că în România e mai greu să construim un pilon de pensii privat extrem de puternic, extrem de solid, financiar, așa cum îl dorim. Am înțeles deja lucrul ăsta. Prin faptul că am început cu 2% prima contribuție, cea mai mică din lume. Prin faptul că am început cu cele mai mici comisioane de administrare din lume. Lucrurile astea sunt înțelege, noi le-am acceptat. Le-am acceptat și am acționat în consecință și alături de noi și participanți. Pentru că și noi avem participanți care atunci când în presă s-a spus că s-ar putea ca această contribuție să fie scăzută, ne-au sunat și ne-au întrebat ce putem face, cum putem ajuta, cu cine să vorbim, e pensia mea. Deci oamenii, după un an, după doi, primesc scrisoarea anuală, încep să conștientizeze că treaba asta e făcută în România, dar nu e făcută românește, e făcută serios. Deci e făcută să reziste pe termen lung și foarte lung. Și atunci când văd că an de an primesc o scrisoare, când văd că an de an se întâmplă ce li s-a promis, când văd că an de an banii lor cresc, nu scad sau dispar, oamenii se implică, încep să capete încredere și ne sună. Ce am putea face? Cu cine să vorbim? Faceți voi adresă, trimiteți-o la unde trebuie să le spuneți că pensia, vreți să vă păstrați pensia. Că înțelegeți că pensionarii de acum trebuie să găsim o soluție. Dar și pensionarii din viitor tot ei trebuie să plătească. Deci e o chestie care funcționează. Lucru bun, mi se pare că lumea într-adevăr începe să înțeleagă, începe să perceapă acest caracter de proprietate asupra pensiei viitoare. Și ca să încheiem așa într-o notă optimistă, pentru că iată am ajuns și la un lucru bun, ce ar fi sau ce ar trebui să ne dorim pentru anii următori ca promisiunea acestor pensii private să se îndeplinească atunci când vom ajunge la maturitatea lor? Ce ar trebui cel mai mult? Cel mai mult ne trebuie aceeași coeziune, aceeași înțelegere, aceeași comunicare pe care am avut-o și până acum. Și aici mă refer la participanții la piață, la media, la dumneavoastră, la Comisia de Supraveghere. Pot să spun că acești 3 ani, datorită faptului că lună de lună am avut de dus o luptă, am avut de dus o bătălie, a construit un nivel de comunicare, un nivel de înțelegere, un nivel de colaborare care eu nu l-am mai văzut în alte industrii și acest lucru ne trebuie foarte mult în continuare. Pentru că greu de-abia acum începe. Numai că avem alte argumente și alte arme. Înainte spuneam și vorbeam de promisiuni, o să facem, o să dregem. Acum ne așezăm și discutăm și spunem, am obținut peste 13% numai anul acesta la sfârșitul lunii august. Am obținut 41% de la începutul anului. Sunt peste un miliard de euro, sunt peste un miliard de euro active care s-au acumulat. Ați avut fuziuni pe piață și a funcționat, nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a dat nimeni faliment, nu a făcut nimeni scandal. Deci este o piață care în 3 ani a trăit cât altele în 30, prin lucrurile care s-au întâmplat. Din fericire, a ajuns cu bine la capătul acestor 3 ani. Da. Noi vă dorim să ajungeți cu bine și la capătul celor 30 de ani la care sperăm să ne întâlnim cu pensii. O să fiu de mult la pensie atunci și o să folosesc banii pe care i-am acumulat. Iar dumneavoastră vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră și vă așteptăm în continuare la Exprim TV.